Iași TV Live te invită la artă, la frumos! Sâmbătă 9 iulie, de la ora 20, Iași TV Live transmite în direct din Piața Palatului Culturii gala de închidere a stagiunii 2021-2022. Ne vom lăsa cuceriți de vocile celor trei tenori ieșeni, Andrei Fermeșanu, Florin Guzgă și Andreea Preotesei. Ne vom bucura în cadrul evenimentului și de prezența extraordinară a maestrului Eugen Doga, alături de invitați speciali precum soprana Ana Maria Donose și baritonul Alexandru Constantin. Aceștia vor fi acompaniați de către Liber Artis Orchestra, conduși cu maestrie de bagheta dirijorului Daniel Jinga. Voia bună și energia vor fi asigurate de corul de copii al municipiului Iași, al cărui dirijor este Raluca Zaharia. Accesul este gratuit pentru iubitorii de artă și frumos. Nu poți ajunge în Piața Palatului Culturii? Rămâi pe Iași TV Live, sâmbătă 9 iulie de la ora 20, pentru a urmări senzaționalul spectacol acolo trei tenori ieșeni, ce marchează închiderea stagiunii Operei Naționale Române Iași 2021-2022.